Cornetele sunt structuri foarte reactive la toți factorii de mediu, ele sunt foarte vascularizate și își cresc dimensiunile în diverse condiții de mediu. La contactul cu alergenii sau în diverse inflamații rinosinusale, în special cornetul inferior, care este cel mai voluminos și este așezat pe podeaua fosei în calea fluxului aerian, își crește foarte mult volumul și creează această obstrucție, el fiind cel care este așezat pe culoarul respirator. Acesta este impedimentul pe care noi trebuie să-l rezolvăm. Obstrucția generată de hipertrofia foarte mare a cornetului inferior. Cu ajutorul curentului de înaltă frecvență, pe care îl livrăm în cornet printr-un electrod, producem evaporarea lichidului celular și coagularea țesutului și, prin urmare, cornetul își reduce semnificativ dimensiunile.